veliște, fii atent aici, udă, umedă, noroioasă, ploioasă, gri, nori, întunecat. Parcă am mai văzut asta undeva. Parcă am mai văzut asta 16 ani de zile. Da, frate, nu știu, Germania asta se pare că săptămâna trecută, adică începând de săptămâna trecută, până încă în ziua de astăzi, a decis să bată la ușă, să zică: Florine, ce mai faci? Sunt și eu pe aici. Păi, frate, o vreme infectă de o săptămână, nu știu ce s-a întâmplat aici. S-a scrântit vremea asta din Spania. Să, cu siguranță, toți palmieri, toate plantele alea exotice și toate alte lucruri botanice se bucură de această ploaie, de această vreme, dar e oribil, deci vă zic, nu știu ce s-a întâmplat, dar, nu știu, mulți dintre voi sunteți obișnuiți cu treaba asta. Se zice că dacă calci în rahat, ai noroc. Păi nu știu, dacă chiar am noroc, poate dai și tu un like, să subscribe acolo, să văd dacă chiar am noroc. Dacă nu, nicio problemă, ne mai vedem și la alte videouri. Treaba cu ploaia în Spania aici stă în felul următor. Zona Valenciei, aici unde sunt eu, de fel plouă prin noiembrie puțin și este timpul ăsta de pe acum, din ianuarie, februarie, când mai trag niște ploi. Și de fel în sezonul ăsta de acum mai sunt și furtuni. Câteva zile, dar când vine furtuna de aia, vine calmea de tot, rupe în două totul. Inclusiv mașina mea mi-a rupt-o în două. În 2020, când am venit, am avut o gaură, uite așa, mâncața și prima ta, sus la mașină și am reparat-o. Dar în rest, soare, soare, soare. Cam asta e treaba pe aici. Let you go.